Capitolul 3. După aceste lucruri, împăratul Ahasveroș a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, l-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie. Dar a crezut prea puțin pentru el să pune mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese din ce popor era Mardoheu, și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveroș. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveroș, au aruncat pur, adică sorțul, înaintea lui Haman pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna 12, adică luna Adar. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveroș, în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți, și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor, ca să-i ducă în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul, vrăjmașul iudeilor. Și împăratul a zis lui Haman, îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta. Fă cu el ce vei voi. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman, mai marilor oștirii, dregătorilor fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveroș și au pecetluit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua a 13-a a lunii a 12-a, adică luna Adar, și să li se pradea averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului care trebuia vestit în fiecare ținut și îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită.